să mă arătăm pe Laura cum dansează. Da, ne-am întors, ne-am trezit bună dimineața. Cu asta ne ocupăm. Iată câte mesaje avem. Avem undeva pe la 206 milioane de mesaje. Mai scrieți! Ne bucurăm foarte tare când ne scrieți! Uite, Andreea Pitica ne-a zis, nu a spus zodia gemeni. Aia e cea mai mare problemă, nu? Că n-am zis noi zodia gemeni. Dar e foarte drăguț că au urmărit. Deci oamenii sunt cu ochii pe noi la horoscop și asta e tare important. Aproape că te face să-ți dorești să fii un pic mai bun. Și să citești un pic mai bine horoscop. Uite-mă, sărac. Cum patinează el, mă. Bună dimineața! Bine ați venit! El este whisky. Poftiți, bă! Șobolan! Bună dimineața! Bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Pe unde treci, pe unde apucați! Băi, nu o să mă creadă tata niciodată când o să-i spun! E o onoare și o plăcere, salut! Mulțumim frumos că ați venit! Mulțumim frumos! Mulțumim mult că ați venit! Mulțumim că ne-ați schimbat! Ne pare rău că am stat așa la barca The Godfather și a trebuit să... Nici o problemă! Dragi oameni buni, a venit la noi în emisiune formația Omul cu Șobolan. Șobolan! Și anume, oamenii cu care stăteam eu în urechi în perioada liceului. Asta nu înseamnă nici că voi sunteți bătrâni, nici că, doar că eu eram prea tânăr. Da. Niciun caz, serios. Dacă aveai urechi foarte mari. Da, aveam urechi mari pentru crești, măi, Laura, că nu dădeau ei concert în urechi. Încercam să-mi închipui cum încăpeam toți, nu? Păi odă în Piața Romană, la mine în Focșani. Să știți că aveam și noi o piață romană, dar era în centru. Toate erau în centru la noi în Focșani. Păi și asta e tot în centru. Acolo se stă cel mai bine. Aici, în Focșani. Ce sugerează micuțe că Focșanul nu are periferie. Asta e. E foarte mic. Gara e tot Focșanul, era în centru. Și era tot așa cu rocker, cu de pe șar. Plin, exact, plin. Dar să fi văzut festivalele vinului și... Da, dar la festivalul vinului nou. Deci la rocker și erau doi rocker și trei de pe șar. Eu eram cei doi rocker. Bun, dragi oameni buni, ați venit la noi cu un scop. Ce anume? Să... Și anume lansăm un nou videoclip al 29-lea sau ceva de genul ăsta. Nu mai știu, le-am pierdut numele. Numele. Foarte dimineață. Foarte dimineață. Nu știu cum reușiți. Aproape a treia să vând. Chiar păreți vii la televizor, adică. Știu eu, e magia camerelor. Tu nu te-ai gândit niciodată că e cineva în spatele lui Nicolae. Ce nu mai faci? Da, și uneori când nu ești atent, mi se văd sforile, știi? Deci asta înseamnă că v-ați uitat la emisiune și ați văzut așa cu cine ocupăm. Da, am și venit cu altfel. Nu prea onorăm invitații de genul ăsta, nu neapărat că suntem noi prea ciufuți, dar nu prea ni se potrivesc de cele mai multe ori. Asta mă gândesc, că trebuie să fii pe filmul omului, cum ar veni. Și ați auzit că avem și whisky în emisiune și... Cam dimineață pentru whisky, dar... Da, asta e gluma standard, să știți. Deci în momentul în care vine cineva, avem whisky, nu whisky că e prea dimineață și după aia mergem mai departe la videoclipul Pandora, cum ar veni, nu? Piesa Pandora, da. Este al cincilea extras pe single, ca să zic așa, și al cincilea videoclip de pe acest album Marea Căutare. Clipul este făcut de Dragoș Ometiță, cel care se ocupă de tot ce înseamnă vizual OCS de mai bine de câțiva ani. Mai ziceți voi, lăsați câinele. Da, o să începem să-i întrebăm pe sărite, că am senzația că nu toți s-au pregătit, că au trecat pe unul. Dimineața, asta e clar. Suntem în turneu cu Pandora. Suntem cam pe la jumătatea turneului. Diseară lansăm clipul oficial în Control, în București. De la ora 21, în Club Control. 21, 22, pe acolo, când se adună lumea. Să ia ultima comandă. Exact. Mâine ne vedem în Alba Iulia, apoi mâine în Timișoara. Săptămâna următoare, Brașov și Cluj. Și pune și noi frână, că vine Paștele și... Păi asta, da. Ca tot rockerul. Ca tot rockerul, exact. De Paște, pui frână. Trebuie să faci un Paște alternativ acasă. Exact, cu familia, cu... Da. Păi chiar e alternativa noastră. E alternativ. Și catolic și ortodox. În aceeași zi, da. Băi, se strâng se strâng rockerii, familii, se vin rudele, se întinde masa, se întorc crucile, se... De drop.
Da, da, se întoarce drobul. Se întoarce drobul. Spuneți-mi, vă rog frumos, câteva cuvinte despre piesa Pandora. Păstrează șirul, adică filmul pieselor dinainte? Sau e... Păstrează filmul albumului, albumul fiind... Ce faci, bă, mă lingi, mă? Pardon. Nicio problemă. Albumul fiind unul introspectiv, așa, și foarte... cu mari căutări în noi și am dat și de cutia Pandorei pe care am deschis-o și deja e dimineața, prea dimineața ai, discuția ai asta. Ai simbolistic total, a fost marea căutare. Ideea e cumva că Pandora păstrează linia albumului, dar albumul nu știu neapărat nu păstrează dacă păstrează nici linia formației da, sau o păstrează, dar o duce asta, mult mai departe. Asta cumva, deci practic prin albumul... De unde știi toate astea? Nu, dar m-am gândit și eu, am luat-o logic, sincer, și prin albumul ăsta m-am gândit că e ceva, reprezintă o evoluție a voastră și nu maturizarea, cum era la Britney Spears când a devenit Bad Girl. Mulțumim, ce să zic. Pentru mine e Este marea căutare pentru voi ceea ce este Poison pentru Britney Spears? Sau știu eu Beautiful pentru Christina Aguilera? Sau știu eu... Depinde din ce poziție privești toată problema. Ești foarte bine, ești în tema emisiunii cu asta. Știți tema emisiunii? Nu. Este mai în felul următor. Jurnaliștii din ce în ce mai tare se întrec să găsească expresii alternative pentru a spune că două vedete au făcut chestia aia uricioasă. Și spun tot felul, a controlat-o pe, s-a dus la a ea acasă. Pe. Exact. Aia. Și noi am dat drumul la tema emisiunii și am primit tot felul de răspunsuri. Am cerut cele mai bune formulări non-vulgare de a spune că doi oameni au făcut sexulet. Și uite, două exemple. Ai interceptat-o? Iată. Da, două exemple. I-a mâncat semințele și încă una i-a dat daună totală. A blufat-o. Și favorita noastră este i-a dat cu mobra în gâscă. Puteți să ne dați câteva exemple până vedem videoclipul? Chiar dacă e, știu că e dimineață, dar na, dacă... Puteți să reciclați mai vechi. I-a deschis cutia Pandorei, nu? I-a deschis cutia Pandorei. Băi, omule, atât. Nu poți să-l prinzi. Poți să-i dai ceasul înainte, dar nu poți să-l prinzi. Deci eu cred că după chestia asta, dacă tot i-a deschis cutia Pandorei, hai să-i o deschidem și noi. Și haide să vedem videoclipul. Yeah.
fiind pe același film, noi nu spuneam, știți că în emisiune chestia asta, bă, s-a văzut videoclipul și după aia trebuie să... Da, chiar foarte frumos. Chiar absolut senzațional. Să rămână mulțumim. A fost făcut din multe fotografii. Din foarte, foarte multe fotografii, da. A făcut Dragoș săracul la poze de i-au ieșit pe nas. Deci păi după, da, după seara deja aveam în cap numai click, 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 click. Dar nu se termină cardul ăla după vreo... Se termină computerul. Se termină și computerul. Se termină internetul, e sfârșit internetul. Se știe internet. Și cât a durat să-l filmați? N-a durat mult filmatul, nu mai mult de 12 ore... luată pozăra aia. Mai mult i-a luat... Ăsta e gestul ăla, exact. Când v-am amintit de poză. Din aia. Mai așa, da. Doar că lui Dragoș și apoi i-a luat, cred că, cel puțin două săptămâni de stat și... Dintre care prima a dormit-o și... Da, prima a înjurat și de-aia... După aia, după ce a trecut din jurături. Frumos era dacă înjura o săptămână numai în eufemisme, așa, totul nou vulgar astea. Fivar pozele ale nalbii. Da, ferește. Colora pozele. Exact, făcea vași cadru cu cadru. Mă gândeam acum să ne spune și despre concertul din seara asta. Ce o să fie acolo și aia, ce chestii speciale, ce chestii noi. Ce vestimentație veți purta. Și de ce omul cu șobolan? Deci în seara asta cum o să fie? La ce trebuie să se aștepte? Eu o să am rochie cu paiete. Ok, ok. Da. Cum ce o port? Cum se... Încearcă cineva un spate gol? Cu ce o asortezi? Cu ce o asortezi? Dar ce fel de pantofi vei purta, cercei? Da, ăștia de seară, ce se poate. La lansare, s-a văzut omul cunoscător de pantofi. Da, știa, mă, de merg la bruși. Da, ia un purtați voi. Femeile, cred că e cuvântul. Serios, că vrea lumea prea să știe. La ce se aștepte de seară? La un concert normal sau la... O să avem o trupă în deschidere, o să fie un concert normal. Nu știu ce înseamnă normal la noi. Omul cu șobolan, fiindcă Britney Spears era luat. Da. Pune în clipul, o să-l mai vadă lumea, l-a văzut la voi, foarte drăguț. Un ceai, un dans. Da, și cum am fi o formație care are 16 ani și care face chestia asta profi, semi-profi. O simt constant. Și constant. Dar cum simțiți maturitatea asta? Adică, până la urmă, spuneați că e un album de maturitate al trupei. Cum o simțiți lucrând în voi? Scade entuziasmul? Scade emoția? Scade entuziasmul, crește pubertate fiind, crezi niște lucruri. Se referă, desigur, domnilor de la CNA, la păr. Mai departe. Pardon? Să știi că... Prepuberul! Deci... Eu mai am. Ia! Păi asta, noi ziceam în perioada maturitate, pentru că mi-amintesc de dau două beri goale. Și ce, aia nu era prim. Maturitate sau ce? Abia acolo maturitate. Ce vrei să spui, frate? Oricum e la început. Văzându-l pe, că mi-amintesc clipul și văzându-l pe Dan, care era, parcă în clipul ăla nu era așa maturitate. Adică eu de obicei când eram așa... Era să fiu matur. Era să fiu matur. Asta e, da. Aproape de maturitate. Da, mă uitam și eu zilele trecute la... Dau două vergoale și gândeam, zic, ma... Ce s-a întâmplat? Ce era acolo? Adică dacă e să traducem într-un fel, așa zisă, maturitate, mie personal mi se par anumite clipuri și anumite momente parcă din altă viață, parcă din altă formație, deși aceeași. Cumva. Și stați împreună cu ceilalți domni de la azil și le vizionați în timp ce... Ce să facă, mamaie? Ce să facă? Mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim că ne-ați invitat. Mulțumim că ne-ați înnobilat casa cu premiera videoclipului vostru. Cu drag și alta. Și vă mai așteptăm din inimă, oricând, și îmi pare rău că n-am caseta să mi-o fi semnat. Stai liniștit. Dar data viitoare... Bă, știi ce? Las câinele, mă! Las câinele! Nu, săracu! Vă invităm să rămâneți lângă noi o secundă cât îi dăm legătura Oanei Paraschiv de la știri să vă vadă și fata.